Noua lege a asociațiilor de proprietari, în vigoare cu data de 28 septembrie, vine cu modificări care vizează, între altele, și drepturile proprietarilor. În raport cu asociația de proprietari, aceștia au drepturi în ceea ce privește folosirea spațiilor cu destinație comună și anumite drepturi speciale. Cel mai important drept prevăzut de noua lege se referă la posibilitatea facturării individuale a serviciilor de utilități. Facturarea individuală la nivel de proprietar se face în baza convențiilor de facturare individuală, anexe la contractul de furnizare încheiat cu Asociația de Proprietari în calitate de titular. Acest mod de facturare aduce proprietarilor o serie de avantaje, precum plata contravalorii serviciilor direct în contul furnizorului de utilități și interzicerea asistării, limitării sau întreruperii furnizării serviciului pentru întregul bloc. Alte avantaje se referă la repartizarea consumului pe fiecare proprietar și încasarea contravalorii serviciului furnizat direct de către furnizorul de utilități, fără implicarea asociației de proprietari. Proprietarii de apartamente au posibilitatea de a alege între facturarea individuală a utilităților și facturarea comună prin intermediul asociației de proprietari. Modalitatea concretă de facturare pentru fiecare bloc în parte va fi stabilită în adunările generale organizate de reprezentanții asociațiilor de proprietari.